noastră, a celor care suntem prezenți, este să menținem aceste lucruri făcute și să le înmulțim mai departe. Dumnezeu să ne ajute la înfăptuirea noilor fapte bune, iar drumului viață lungă și călători pe potrivă. Mulțumesc! Mai bine mai târziu decât deloc, la începutul înțelegerilor la construcția acestui drum, a stat un om care nu-i printre noi. Acesta a fost fostul primar al satului Costuleni, Victor Corneleac, pentru care cer un minut de reculegere. Astăzi o sărbătoare într-adevăr dublă pentru Costuleni. Sfințirea acestui drum care leagă satul vechi de satul nou și nu numai acele trei instituții de menire socială care au fost prezentate aici, dar și oficiu poștal, centru de sănătate, grădiniță. Aduceți-vă aminte că toți absolut am trecut pe drumul acesta până la refacerea lui care este în prezent. Aduceți-vă aminte cât de anevoios era trecerea lui de la biserică până la școală. Mai ales copiii dimineața când era noroi, când era ninsoare sau alte lucruri. De ce astăzi vreau să mă opresc anume la aceea că într-adevăr au dat dovadă de trei de caracter, o parte din Consiliul Sătesc, nu toți, în frunte cu primarul. Pare rău că el a dezertat de aici. El a fugit. Normal ar fi trebuit să stea până la cap, să vadă lucruri reale. Să vadă, într-adevăr, o lumină normală a satului. Noi nu suntem... S-a împărțit satul în două. În albi și negri. Nu e bine așa. Trebuie să facem așa, să ne unim. Primarul trebuie să consolideze toate forțele care n-ar fi ele. Fie de dreapta, de stânga, de care n-ar fi ele. Să ne împreunăm să facem lucruri frumoase. Eu cred că durerea cea mai mare e cariera asta, care am început începutul, care am început-o și s-a stopat. Eu cred că decât să aducem făina de la Petrești, mai bine să o folosim pe noastră, de aici. Ca să putem face niște lucruri frumoase. Avem lucruri majore ca gazificarea satului. Avem lucruri majore ca să gazificăm instituțiile preșcolare, școlare și de centru medical. Ne mai vorbim și primăria. Noi ce facem? Ne confruntăm? Nu-i bine confruntarea. Dați domnilor consilieri, acei care socot că ies în putere acum, să vă uniți și aplicați-vă urechile la oamenii care sunt din rând, din sat. Oamenii din sat ies figura numărul unu. Nu voi. Voi ați venit așa, pur și simplu, întâmplător, din la un partid la altul. Dați-vă seama ce faceți. Eu chem încă o dată la consolidare, la coaliții și gândiți-vă la ce faceți. Împreunați-vă, trebuie făcut lucruri frumoase. Ce eu vreau să-i mulțumesc lui domnului Iuri Chirinciuc, prin aportul lui că într-adevăr a expus și a pus tot absolut ca să facem porțiunea asta de drum. Drumul lacrimilor, să le zic și noi. Părinte Anatolie, vă mulțumesc frumos din partea mea. Vă doresc sănătate și numai bine. Ați fost unul din catalizatorii la acest drum. Ați pus pe rotile toate forțele care au fost necesare ca să putem aduce la bun sfârșit acest drum. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Doamne ajută! Aș vrea ca primăria, prin decizia Consiliului, drumul acesta să fie numai pentru pietoni, pentru mașini ușoare și nu pentru căruți, tractoare sau basculante. Gândiți-vă la aceea că s-au cheltuit o mulțime de bani și este un drum de legătură între satul vechi și satul nou. Pe aici ați treacă, toți ați trecem. Și mic, și mare, și bătrân, și bolnav, și care n-ar fi. Gândiți-vă, vă mulțumesc frumos. Eu nu fac parte din administrația locală, nici dintr-un fel de administrație. Eu sunt profesor și mă bucur foarte mult când copiii au de câștigat. E adevărat, copiii. S-a făcut un lucru minunat. Mulțumim frumos, părinte, mulțumim frumos, domnul Chirinciuc, și toți care au contribuit la efectuarea acestei mari lucrări. În Franța, chiar am fost eu pe drumul acela, sunt drumuri speciale destinate copiilor. Acolo nici mașina, nici
vehiculele acestea nu merg. Acolo merg numai copiii cu trotinele, cu biciclete, cu astea și copilul se simte minunat. Și e un lucru minunat. Copiii, da, nu sunt stresați, nu sunt încurcați de nimeni. Mă rog, la noi cum se primește? Când am fost în Franța, am dus fotografie, am dus o casetă despre satul meu, pentru că eu, despre satul Costuleni, pentru că mă mândresc cu satul Costuleni. Și acolo mi-au spus, așa mi-e milă de tine, Eugenia, că tu și la nunta feciorului tău ai mers pe un drum...